uită ca rapid. Rapid, rapid, luptă dacă ne iubești. Rapid, rapid, hai de hai rapid, iubești. Hai de hai rapid, iubești. Ce frustrant e fotbalul uneori. 1-0 pentru Farul după primele 45 de minute, dar ce bine a jucat Rapidul. Și din păcate, cu, nu știu, lipsă de inspirație, scorul arată așa în acest moment, dar mai e încă o jumătate de meci. Trebuie să rămânem încrezători alături în continuare de Mircea Bornescu și de Alex Ioniță. Spuneam că e frustrant să vedem o primă repriză atât de bună a Rapidului, dar în același timp Farul conduce. Da, poate una dintre cele mai bune reprize ale Rapidului din acest sezon. O repriză în care a avut posesia, a avut ocazii, a dominat clar, însă valoarea individuală a lui Alibek și a lui Pitu a făcut diferența. Da, pasa aceea lui Pitu într-un moment în care noi controlam jocul așa cum am făcut-o încă din startul partidei și chiar prima ocazie a venit în minutul 3, o minge acolo în careu, Lucasen îi poate pasa lui Toni Sefer, dacă țin bine minte. Da, era sigur pe 11 metri. Da, începutul bun pentru noi. Nu, toată repriza a fost, cum a spus și Mircea, cu siguranță cea mai bună repriză de când a început campionatul. Eu sper să poată să țin același ritm, pentru că numai așa vor reuși să întoarcă rezultatul. Nu cred că ne așteptăm la schimbări la pauză, pentru că echipa chiar a arătat bine, agresivitate, echipă pozitivă, sus, în teren, de cele mai multe ori cu aproape toți jucătorii în jumătatea de teren a celor de la Farul. La un moment dat, cum spunea Alex, parcă încercam să intrăm cu mingea în poartă. Arătăm bine, dar cum desfacem, cum reușim să dăm gol? Foarte bine, am avut ocazii clare, ocazii mari de a marca. Nu știu, poate din prea multă dorință au luat decizia greșită uneori. Însă jocul îți dă speranțe că poți egala și poți întoarce rezultatul. Săpunaru a avut un duel aparte cu Alibek, s-au întâlnit de multe ori în această primă repriză și Săpun face o repriză foarte, foarte bună. În ciuda acelui gol acolo, a fost neapărat o greșeală a cuiva, a fost un moment de inspirație a lui Pitu. Exact, a lui Pitu, un moment de inspirație și acolo s-a făcut diferența momentan. Da, Pitu, cel care ne-a dat două pase de gol anul trecut, când Farul ne-a bătut cu 2-0 la Constanța, din nou recidivează, un fotbalist de mare calitate. Foarte mare calitate, un tânăr talentat, însă cred că cel mai bun jucător al Farului în acest meci de departe este Alibek, este cea mai bună versiune a lui, este cel mai bun atacant din România. Consumă apărarea noastră, baie în dreapta, baie în stânga, baie în centru, se luptă cu fundașii, da, într-adevăr, arată o formă și o plăcere mare de joc. A avut o fază interesantă acolo în marginea terenului când a trecut de Grigore și de Onea, dar în același timp l-aș remarca și pe Albu, care a avut o situație asemănătoare, a dus mingea în centrul careului. Din păcate, nici atunci n-am fost inspirați. Da, așa este. Însă sperăm că repriza a doua vor alege soluțiile mai simple în care o advers. Este îmbucurător că aduc mingea în careu cu ușurință jucătorii noștri. Vin cu centrali din partea dreaptă aici. Onea a jucat excelent din punctul meu de vedere. A dat foarte multe centrali, a participat foarte mult pe faza defensivă. Cred că vom înscrie și noi în a doua repriză, însă trebuie să fim mai atenți în apărare, pentru că Alibek este un atacant foarte bun. Și să nu uităm pe Horatiu Moldovan, care pe final de primă repriză ne-a scos. Putea să vedea 2-0 pentru Farul. O situație, nu știu dacă a fost offside sau nu, de aici n-aveam cum să le dăm seama, intervenea Varul probabil, dar oricum Horatiu, prestație bună, când a fost nevoie de el, a intervenit, e adevărat, la gol e greu, 1-1 cu atacantul e complicat. Este greu și mai ales, cum a spus și Mircea, când ai un atacant de asemenea calitate,
face diferența. Bun, ne oprim aici pentru această intervenție scurtă, intervenție de la pauză. Începe repriza secundă, peste câteva minute noi ne revedem evident la final, să vedem reacțiile jucătorilor, să vedem conferințele de presă ale lui Gheorghe Hagi și lui Adrian Mutu. Sperăm că atunci vom fi mai fericiți, lucrurile arată bine, să rămânem optimiști. Hai rapid! Împreună spre 100. Hai rapid!